Aș vrea puțin, mă rog, nu să schimbăm neapărat registru, pentru că ne-ai vorbit ceva mai devreme despre costurile minime pe care românii le au lună de lună și am văzut o persoană singură are nevoie de destul de mulți bani pentru a face față cheltuielilor. Da, așa cum am precizat, situația nu este tocmai ideală. Acum, nu pot să nu mă gândesc că și acesta este unul dintre motivele pentru care unii tineri se desprind mai greu de casa părintească. Ultimele date arată că o fac destul de târziu. Conform unui studiu realizat anul acesta de Eurostat, în medie românii se mută din casa părintească la aproape 28 de ani, în timp ce media europeană este cam de 26 de ani. Este vorba de 2 ani între noi și ce se întâmplă la nivel european. Este nici bine, nu este nici rău. Toate ca toate, suntem mai bine față de alte țări. Vedem că în Croația tinerii pleacă la 33 de ani și sunt urmați de vecinii noștri bulgari cu media de vârstă de 30 de ani. Cel mai bine se clasează Danemarca. Vedem că danezii sunt cam cei mai curajoși când vine vorba de a-și lua inima în dinți, cam 21-22 de ani. Revenind la noi în țară, avem totuși o problemă. Tinerele au mult mai multă inițiativă decât tinerii. Diferența de vârstă este una semnificativă, iar acest lucru ne poziționează în fruntea clasamentului european la acest capitol. Româncele se desprind mai ușor de cuibul părintesc. Undeva cam pe la 25 de ani, în timp ce bărbații iau această decizie în apropierea vârstei de 30 de ani. Repet, discutăm despre o diferență destul de mare, 5 ani. Spun asta pentru că în alte țări, precum Luxemburg sau Suedia, este vorba doar de 5-6 luni. Într-adevăr, viața devine din ce în ce mai scumpă. Inflația este mare, creșterile salariale nu țin pasul cu scumpirile și acest lucru este clar un factor de decizie pentru tineri atunci când sunt puși în postura de a face trecerea de la copilărie la maturitate. Însă tot datele Eurostat arată că din ce în ce mai puțin tineri pleacă din sânul familiei, chiar dacă au venituri proprii. Ceea ce ne duce cu gândul la ideea că mai sunt și alți factori care primează în această întârziere a tinerilor români pe lângă cei financiari. În orice caz, se resimte o timiditate la nivel european din partea noi generații de a se desprinde de casa în care au crescut. Pentru că astăzi avem rubrica de sănătate, aș vrea să discutăm și despre ce alte piedici, cele emoționale în special, care apar atunci când tinerii se gândesc să pornească la drum pe cont propriu. Și până la urmă, de ce ajung să o facă din ce în ce mai târziu și care ar fi consecințele. Gabriela Dumitriu, psiholog, este alături de noi în această dimineață prin Zoom. Bună dimineața, Gabriela, și îți mulțumim tare mult că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Gabriela, suntem curioși să aflăm cum se vede acest comportament și din perspectiva unui psiholog. Am prezentat mai devreme câteva date. Situația actuală în ceea ce îi privește pe tineri nu este tocmai fericită. Ne gândim că există și anumiți factori psihoemoționali sau psihosociali la mijloc care îi influențează pe tineri să părăsească mai târziu casele părinților. Spune-ne, te rog, care ar fi câțiva dintre ei? Sigur, psihosocialul influențează psihoemoționalul, ei sunt interconectați. Pe de altă parte, cred că este destul de greu pentru ființa umană în general să renunțe la confortul casei părintești, pentru că e necesar să avem o anumită doză de responsabilitate, una chiar mare atunci când ne mutăm pe cont propriu, și trecerea aceasta și ieșirea din zona de confort este un pas greu pe care un tânăr l-ar putea face. Dincolo de asta, sunt o serie de etape pe care ființa umană le traversează pe parcursul dezvoltării și care cumva setează capacitatea persoanei de a fi autonomă, de a avea inițiativă și de a-și lua viața pe cont propriu la o vârstă mai fragedă sau mai puțin fragedă. Aceste etape sunt ele definite cumva în psihologia dezvoltării și sunt însoțite de părinți pentru a fi parcurse cu bine, pentru a fi parcurse cu succes. Sigur, dăm iarăși vina pe părinți, cum deja ne-am obișnuit. Nu, aici nu este vorba despre vină, este vorba despre modelele culturale pe care noi le perpetuăm atunci când creștem un copil. Și aș vrea să precizez doar câteva dintre aceste etape ca să înțelegem cât de important este să le însoțim ca părinți cu bine, să le sprijinim astfel încât ele să fie duse la bun sfârșit și să fie încheiate și copilul să poată trece mai departe la etapa următoare. Este o etapă în prima parte a vieții care se cheamă încredere versus neîncredere și aici de modul în care copilul este îngrijit și susținut, el își formează încrederea în mediu
că acesta poate răspunde nevoilor sale de dezvoltare și nevoilor sale până la urmă fizice, emoționale și de alt gen. Deci dacă această etapă este parcursă corect de către părinți, vom avea un adult care are încredere în mediu și în capacitatea sa de a-și asigura acele resurse. Apoi avem o etapă în care se formează inițiativa. Este acea etapă în care mulți părinți sunt exasperați de nevoia copilului de a explora mediul și strică lucruri și deranjează lucruri. Și atunci când copilul este limitat din a face aceste acțiuni, care sunt de altfel firești, noi nu putem cunoaște un mediu dacă nu îl explorăm, copilul învață că nu este voie, că nu este capabil să facă lucrurile bine și că această inițiativă ar fi să fie înfrânată. Desigur, e lesne de înțeles că pentru a părăsi casa părintească avem nevoie de o oarecare pornire către inițiativă. După aceasta avem capacitatea de a ne forma autonomia. Ele cumva sunt toate în perioada de până în 5-6 ani. Capacitatea de a fi autonom și capacitatea de a avea inițiativă, da, și e clar că pentru a fi un adult pe picioarele mele este necesar să am încredere în capacitatea mea de a fi autonom. Și o etapă extraordinar de importantă este în adolescență, când întrebarea de bază este cine sunt eu. Când îmi formez identitatea, când înțeleg care sunt competențele mele și când îmi testez aceste competențe. Prin urmare, răspunsul pentru de ce plecăm mai devreme sau mai târziu din casa părintească, sigur, pe lângă factorii culturali despre care vom vorbi imediat, se află în modul în care noi ne-am parcurs aceste etape ale dezvoltării și modul în care aceste etape ale dezvoltării au fost însoțite de către părinții noștri și încurajate. Gabriela, din păcate, mă scuz că te întrerup, din păcate timpul ne presează, este dușmanul nostru aici la televiziune. Foarte pe scurt, 30 de secunde, spune-ne, te rog, de ce totuși există această diferență? Pentru că ai vorbit ceva despre autonomie, ai vorbit despre întrebarea cine sunt eu, însă această diferență între femei de 5 ani și bărbați, 25 la femei, 30 la bărbați, foarte pe scurt, de ce se întâmplă acest lucru? De ce se întâmplă ca femeile să plece mai devreme? Exact. Păi, în primul rând, cred că răspunsul este legat de competențe. Femeile, fetele, prin natura genului, își formează aceste competențe mai devreme. Apoi, fetele se căsătoresc, femeile se căsătoresc mai devreme decât bărbații. Pentru a mă muta singur este necesar să am încredere în capacitatea mea de a mă îngriji, de a-mi asigura mâncare, curățenie. Fetele, automat ajutând în gospodărie, pentru că încă o fac. O fată este mai degrabă educată și învățată să își sprijine mama în acele activități gospodărești decât băieții. Și atunci, ca fată, am încredere că pot să fac asta. Și poate fi și un motiv legat de supravegherea mai strictă asupra fetelor din partea părinților, lucru care le poate face să-și dorească să fie mai repede independente atunci când ating vârsta adultă. Asta foarte pe scurt, ca să mă încadrez în timpul pe care tu l-ai dat. Este clar că mai sunt foarte mulți alți factori la mijloc. Din păcate, timpul ne prezează. Îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta la Telejurnalul Matinal. Gabriela Dumitriu, psiholog.